Punem 1000 de semnături de la 1000 de cetățeni ai Ploieștiului care nu au apă și canalizare. Toți nu au canalizare, mulți dintre ei nu au nici acces la apă, la apă curentă. Sunt mii de ploieșteni. Da, e vorba de mii de familii de ploieșteni care sunt în aceeași situație. Noi am strâns 1000 de semnături, aproape toate fizice, în perioada septembrie 2023, sfârșitului decembrie 2023. Vrem să mergem acum în ședința Consiliului Local, să depunem aceste semnături, pentru că soluția este pe masa Consiliului Local de 2 ani de zile, de 2 ani și o lună. Au blocat rezolvarea problemei doar pentru că vor să elimine competiția privată din piața din Ploiești și să aducă compania Consiliului Județean Hidroprahova în Ploiești. Cu asta, cu această decizie de blocare de acum 2 ani, practic au condamnat mii de familii de ploieșteni, probabil în jur de 10.000 de ploieșteni, ca ani de zile de acum înainte, în continuare, să nu aibă canalizare și să nu aibă apă curentă.